Bine ați revenit! Să revedem întrebarea de data trecută. Vorba despre misiunea Apollo 8. Pentru aproximativ 20 de ore, vehiculul spațial a devenit satelit artificial al Lunii și s-a rotit în jurul acesteia de 10 ori. Cu această ocazie a fost făcută o fotografie care a rămas celebră în istoria misiunilor cosmice, este cea pe care o vedeți, și care a primit numele de răsărit de pământ pe lună. Și a primit acest nume pentru că în timpul rotației în jurul lunii, cosmonauții au putut vedea această splendidă imagine a pământului apărând din spatele lunii. 7 luni mai târziu a fost lansată misiunea Apollo 11 și primii oameni au pus piciorul pe lună. Și cu această ocazie au fost realizate foarte multe fotografii, printre care și cea pe care o vedeți, care, deși seamănă cu cea realizată de cei din misiunea Apollo 8, este de data asta luată chiar de pe solul lunar. Asemănarea celor două fotografii i-a făcut pe jurnaliști să numească și această fotografie luată de pe suprafața lunii, răsărit de pământ pe lună. Numai că, pentru această fotografie, realizată de misiunea Apollo 11, numele nu mai este potrivit. Știți de ce? Înainte de a vă da răspunsul corect, trebuie să fac o mărturisire. Pentru a face întrebarea mai interesantă, am manipulat fotografia pe care v-am prezentat-o, cea luată de cosmonauții misiunii Apollo 11, și anume ca să semene cât mai mult cu cea făcută în cadrul misiunii Apollo 8, pe care o vedeți de desubt, am coborât un pic imaginea Pământului în această fotografie. Fotografia adevărată arată așa. În al doilea rând, am spus că fotografia a fost luată de pe solul lunar. Ei bine, nu e adevărat, ea a fost făcută înainte de aseleninzarea modulului lunar, dar acest lucru nu schimbă datele întrebării. În această imagine puteți vedea marcat cu 2 locul în care au aselenizat Neil Armstrong și Buzz Aldrin în 1969, primii oameni care au pus piciorul pe lună. În paranteză, fie spus, Neil Armstrong nu mai este printre noi de 10 ani. În schimb, Buzz Aldrin a împlinit în acest an frumoasa vârstă de 92 de ani. După cum vedeți, în această fotografie, locul aselenizării este destul de departe de marginea discului vizibil al lunii, ceea ce înseamnă că Pământul a putut fi văzut de cei doi cosmonauți în timpul activităților lor pe solul lunar, mult deasupra orizontului. De fapt, Pământul, așa cum l-au văzut cei doi cosmonauți, arată așa. Faptul că în fotografiile pe care vi le-am prezentat, Pământul pare mult mai mare decât în această fotografie, nu este un trucaj, ci se datorează faptului că fotografiile au fost realizate cu funcția de apropiere, cu funcția zoom. Repet, am modificat în acest fel datele pe care vi le-am prezentat pentru a face întrebarea mai interesantă și mai ușor de înțeles, așa că sper că nu vă veți supăra. Și acum vă voi spune răspunsul corect la întrebare, iar apoi voi da și explicațiile necesare. Dacă te găsești pe suprafața lunii, nu există nici răsărit și nici apus de pământ, pentru simplul motiv că pământul este fix pe cerul lunii. Dacă pământul se vede într-un anumit loc, acum, va fi tot acolo și peste câteva ore și peste câteva zeci de ore, oricând. Deci există răsărit și apus de soare pe lună, există răsărit și apus de lună pe pământ, dar nu există răsărit și apus de pământ pe lună. Și acum să vedem de ce. Sunt sigur că ați observat cu toții că luna ne arată mereu aceeași parte, cea pe care o vedeți în această fotografie. Acest lucru se datorează faptului că rotația lunii în jurul axei proprii are loc tot în atâta timp, încât timp are loc rotația lunii în jurul pământului, deci cele două rotații sunt sincrone. În cât timp se realizează ele? Ei bine, de aici vine unitatea de măsură pentru timp pe care o numim lună, într-o lună. În 29 de zile, 12 ore și aproximativ 44 de minute. În descrierea acestui material găsiți un link spre un material numit Fazele Lunii, foarte bine realizat, în care puteți vedea
nu numai rotația lunii în jurul Pământului, dar și fazele ei. Iar în această animație puteți vedea o rotație sincronă în stânga, așa cum face Luna în mișcarea ei în jurul Pământului, în comparație cu o rotație în jurul unui corp, fără rotație în jurul axei proprii, așa cum vedeți în dreapta. Datorită faptului că rotația Lunii în jurul axei proprii este sincronă cu rotația ei în jurul Pământului, poziția Pământului pe cerul Lunii este fixă. Pământul nu se mișcă pe cerul Lunii, așa cum face Luna pe cerul Pământului. Și din această cauză, așa cum v-am spus, pe Pământ avem răsărit și apus de Lună, dar pe Lună nu avem răsărit și apus de Pământ. Așa că întrebarea pe care v-am pus-o are următorul răspuns corect. Dacă te rotești în jurul Lunii, așa cum au făcut cei din misiunea Apollo 8, atunci poți să vezi cum răsare Pământul, pentru că în rotația ta în jurul Lunii, la un moment dat, vezi cum apare Pământul din, să zicem, spatele Lunii. Dar dacă te găsești pe Lună, nu poți vedea răsărit de Pământ, nici apus de Pământ, pentru că, așa cum am spus, poziția Pământului pe cerul Lunii este fixă. Poate că unii vă puneți acum întrebarea, de ce sunt sincrone mișcările de rotație ale Lunii, în așa fel încât ea ne arată tot timpul aceeași parte. Poate că voi vorbi despre asta în alt material, deocamdată vă spun doar că nu este o coincidență. În anumite condiții, un satelit natural poate să ajungă să se miște în acest fel prin interacțiuni gravitaționale dintre el și planeta în jurul căreia se rotește și mai sunt și alte exemple în sistemul solar. Se pare că a fost o întrebare destul de grea pentru că am primit doar două răspunsuri corecte, cel de la Dumitru Antonie, care a explicat până și motivul rotației sincrone a Lunii, și cel de la Gabriela Băbeanu, care a reușit în câteva cuvinte să explice perfect tot ceea ce trebuia explicat pentru a motiva răspunsul. Le mulțumesc și să vedem acum întrebarea de azi. Pentru azi am pregătit o întrebare de logică și atât. Nu trebuie să știți nici fizică, nici astronomie, nici matematică. 5 prieteni au câștigat o sumă importantă la loto și s-au hotărât să comande un safe special în care să păstreze cea mai mare parte din bani. Presupune că ești producător de safe-uri și primești comanda pentru acest safe cu următoarele cerințe. 1. Safe-ul trebuie să aibă mai multe lacăte speciale și nu trebuie să se deschidă decât dacă sunt deschise toate lacătele. 2. El trebuie să poată fi deschis doar dacă numărul celor prezenți este cel puțin 3. Deci cel puțin 3 din cei 5 trebuie să fie de față cu cheile lor pentru ca să poată deschide safe-ul. 3. Oricare grup de 3 trebuie să poată deschide safe-ul. Deci nu are importanță care din cei 5 se adună acolo, dacă sunt 3, ei trebuie să poată deschide safe-ul. Și, în fine, fiecare cheie trebuie să deschidă un singur lacăt, în schimb, un lacăt poate fi deschis de mai multe chei. Deci pot fi mai multe chei identice. Și întrebările sunt, care este numărul minim de lacăte pe care trebuie să le aibă safe-ul? Apoi, de câte chei trebuie să fie deschis un lacăt? Și a treia, câte chei trebuie să primească fiecare din cei 5? Te descurci cu această comandă specială? Mulțumesc pentru atenție, succes, la revedere!